Nu ne închideți gura, să ne organizați, dați-mi voie, dați-mi voie. Vreau să vă zic să mă adresez domnul Ceban, nu mă închideți. Eu am dreptul la cuvânt, eu am dreptul la cuvânt. Organizarea e foarte proastă. Stă de la ora 8 dimineața, să nu stau în afară. Dar trebuie să organizați de ieri pe mobilitatea asta. Da, cât e clădire de orar dumneavoastră? De ce ne-ați luat să ne puneți undeva într-o clădire? De ce ne-ați adus în autobuzul ăsta afară? Noi așteptăm afară, dar dați-ne un loc curat. Mi-ați organizat de loc. Asta e, nu am nevoie de cameră dumneavoastră. Ați făcut un show politic. Atâta, pentru dumneavoastră, nu pentru noi. Uitați atâta lumea este acolo bolnavă. Pătrâne, dar ați făcut reorganizarea. Nu mă duceți pe mine, am ieșit aici. Asta e show politic. Dumneavoastră. Da, domnul Cârcă, m-am adresat la dumneavoastră. Ce mi-a zis? Duceți-vă acolo că supărați și lătați faină. Personalmente, dumneavoastră. Să vă fie rușine. Am preferința mea. Nu trebuie să-i spuneți ce-ți fac eu. Organizarea e foarte, foarte rea. Oameni buni, nu mai veniți la așa organizări, că asta e show politic. Stați, nu s-o deschis nimic. Doamne, ce-i spuneți?